Am revenit, dragii noștri, după o scurtă pauză de publicitate și, după cum ați observat și dumneavoastră, în platou emisiunea asta a poposit o altă artistă dragă nouă și a cântecului popular, Lăcrămioara Răileanu. Bine ai venit, Lăcrămioara! Bună ziua și bine v-am găsit și mă bucur că sunt din nou în studioul Favorit TV. Ce mai face Lăcrămioara Răileanu în ultimă vreme? De o bună bucată de timp este România. A revenit acasă. Cu ce se ocupă Lăcrămioara acasă? Da, eu de când am revenit în România, m-am ocupat foarte mult să fac înregistrări noi, să scriu texte, să creez melodii, ca să ies cu repertoriul nou. După cum ați văzut, repertoriul care am apărut în ultima perioadă și continui, pentru că eu zic că nu e suficient cât am înregistrat, trebuie să mai înregistrez câteva melodii cu repertoriul moldovenesc, dar și cu muzică ușoară. Da, am observat lucrul acesta, că de o perioadă bună de timp ai schimbat oarecum așa melodiile, registrul și, da. Și este o schimbare, ca să zic așa, așa în este, ceea da. Ce te privește. Muzica grecească, am înregistrat-o în America cu o formație de greci, muzicanți, și repertoriul muzica internațională tot acolo am înregistrat cu o formație în America, la New York. Dar acum vreau să scot muzică ușoară pentru nuntă, pentru nunți, la Chișinău, cu domnul Alexei Nakai. Sunt planuri de viitor, asta înseamnă foarte că frumos, nu mai da. Plecați în America. Nu, o să plec după Revelion, pentru că sunt invitată acolo la o petrecere să cânt și, bineînțeles, să-mi pun și la punct lucrurile pe acolo. Doar în vizită sau o perioadă mai lungă de timp? Cam o lună de zile, că de acolo plec în Dubai. 3 săptămâni. Ce frumos! Tot și profesional sau în vacanță? Nu, acolo în vacanță. În vacanță, singură? Nu singură. Nu singură? Nu singură. Ne puteți spune și nouă cu cine? Noi suntem curioși de fire și aici la Succesul Artiștilor, să știți că încercăm așa să aflăm cu niște prieteni. Cu niște prieteni. Deci mergeți în grup. Da, în grup. Am crezut că îi anunțăm pe telespectatori că Lăcrămioara Răileanu nu mai este singură, dar totuși Lăcrămioara este singură. Da, eu sunt singură. Am înțeles. Deci, acum sunt singură. Bine, singură cu cântecul, nu chiar singură. Da, cu cântecul popular. Și cu noi aici la Succesul Artiștilor. Lăcrămioara, zi-mi tu, cum a fost viața Lăcrămioarei Răileanu în America atâția ani de zile? Ai dus dorul de casă, ți-a lipsit folclorul, muzica populară, nu știu, oamenii, românii? Da, asta pentru foarte mine... foarte mulți ani acolo. Într-adevăr, 17 ani, dar 15 ani eu i-am cântat acolo. La restaurantele românești care existau atunci, pe vremea aceea. Dar eu am avut o viață frumoasă, eu am avut familie acolo, am fost recăsătorită cu al doilea soț și am dus-o foarte bine. Dar știți cum e, dorul de țară și dorul că nu cânt și în țara mea, pe mine m-a terminat. Și de aceea am luat hotărârea să vin definitiv în România. Noi am luat hotărârea să ne mai cântați o piesă, pentru că adorăm repertoriul dumneavoastră. Vă invit să ne cântați. Iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că după o scurtă perioadă, o artistă, o îndrăgită artistă vine în platoul nostru și o să ne povestească despre mesajele pe care le primește în vis de la o persoană dragă, de la fratele său mai exact. Rămâneți alături de noi să aflăm despre ce interpret este vorba. Până atunci ne cântă Lăcrămioara Răileanu. Pe de unde am aflat
să dormi sub cireș. Hei, hai, uite așa, curătoare tu pașură. Hei, hai, iar așa, să ții minte, nu ia bună. Ia ascultă, Nicolae, cu meninul-i de jucat. Eu ascult, ai găsit nașa, dar nu stai legat de pat. Ia ascultă, Nicolae, cu meninul-i de jucat. Eu ascult, ai găsit nașa, dar nu stai legat de pat. Și de ea mă-nță bădiță, foarte frumos. Gura lumii, cum era? Cum gura lumii multe nu, spune? Nu închide nici pământul, să știi, așa, da, așa, așa e un popor cu gura lumii. Foarte frumoase melodiile, Lăcrămioara. Mulțumesc. Aș vrea să te întreb cu cine ai înregistrat aceste melodii. Da, melodiile moldovenești, care le-am înregistrat acum de când am venit în România, sunt orchestrate de maestru Ion Dascăl de la Chișinău și două melodii care sunt înregistrate orchestrate de frații Ștefăneț. Da. Iar acum urmează din nou încă patru melodii cu maestru Ion Dascăl, care le va orchestra Cătălin Dascăl, băiatul maestru Ion Dascăl, și cu domnul Nicolae Bodgros, repertoriu. Felicitări. Foarte frumos, foarte frumos. Se vede că acolo la Moldova. La Moldova, e vorba de Moldova, place Roxana mie. Este prima. Că m-aș ridica, e sângele care apolo se faci. Face, cum se spune, da. Dar uite, vezi, doamna Lăcrămioara, deși nu este moldoveancă la origini, nu? Nu greșesc. Sunt moldoveancă de origine. Sunteți moldoveancă da. A, atunci se explică. Eu de am unde să e Lăcrămioara? Din Iași, din județul Iași. Comuna și poate satul Chișcărân, acolo unde se fac spectacole în fiecare an. Acolo unde se fac spectacole și acolo unde vinul este cel mai bun, nu se compară cu așa niciun este. Vin. Și oamenii, Florin, oamenii, sunt tot timpul primitori, cu brațele deschise, indiferent că te duci din casă în casă, din oră în nu oră. Nu pleci plământ sau da. Însetat de acolo niciodată. De mâncat, ca de mâncat, dar de băut să fie ceva de băut, ca să fie bine, să nu fie rău. Să n-ajungi pe la vasul lui. Să nu da. Și la vasul lui e bine, stai liniștit. E bine și la vasul lui, am glumit, da. Eu am foarte multe curiozități. Ia spune tu, Roxana. Eu știu așa. Ce vrei tu să afli de la Lăcrămioara? Cât de greu a fost? Pentru că sunteți o femeie frumoasă și ați fost dintotdeauna o femeie minunată și frumoasă. Cum v-ați descurcat cu invidia din partea colegilor? Să știi că eu nu prea dau importanță, dar în America, dacă vrei să știi, în America, acolo am fost cu fostul meu soț și eu n-am avut probleme cu nimeni. Pentru că el era care făcea cărțile pe la restaurant unde cântam. Poftim? Nu erau invidioase că aveți soț? Nu știu dacă erau invidioase. Poate că erau invidioase pe mine așa, cum arăt. Atunci arătam mult mai bine. Și acum? Acum am o vârstă, totuși. Da, 20 și câți? Da. Și 27. 20 și puțin 20 acolo, atât. Da. Da, eu în țară nu prea nu dau importanță și care unde văd răutăcioși, nu stau departe. Ești și acum o femeie frumoasă și te-ar afecta dacă ai auzit răutăți din partea colegilor sau a persoanelor? Nu, pe mine dragi? Nu afectează, pentru că eu nu consider că un om trebuie să aibă invidie pe altcineva.
pentru că e mai frumos sau pentru că e mai talentat. Eu apreciez și când văd pe cineva că are un talent mai mare decât al meu sau când o melodie atât de frumoasă și de o interpretare atât de frumoasă, eu apreciez și persoana respectivă și poate mă gândesc să fac și ceva asemănător dacă pot. Dar nu ca să invidiez și nu... Da, este un lucru foarte bun, înseamnă că ai un suflet curat și mare și... Da, eu chiar niciodată, eu nu știu ce e asta, invidie sau să porți răutate pe cineva, nu știu. Ne-ați spus că ați făcut piesele acelea minunate la Moldova. Costumul este deosebit de frumos. Bine, toate costumele sunt extraordinar de frumoase ale dumneavoastră și văd așa foarte multe mărgele. Dați-mi voie să întreb unde au fost făcute aceste costume, pentru că eu cam am așa o vagă impresie și o idee, dar vreau să le spunem telespectatorilor de unde provin aceste costume minunate. Aceste costume minunate din partea Sucevei, de la Suceava, de acolo. Acolo sunt femei care coase. Ei cu mărgele și catrințe și șoarțe cu mărgele. Noi vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Mulțumesc la prima ediție. Vă așteptăm cu drag să ne mai cânte ceva. Să ne cânte pentru că moldoveanca cu moldoveanca și olteanu trebuie să danseze, dumneavoastră să vă bucurați și rămâneți alături de noi pentru că avem mari artiști ce astăzi vin în fața dumneavoastră cu povești de viață și cântece deosebite. Până atunci ne cântă Lăcrămioara Răileanu.